Da. De ce? Pentru că de la bunici, de la părinți, am 30 de hectare de păduri, 20 de hectare de teren arabic și 3 hectare de lac. Toate furate, la A la Z. Nu am absolut nimic în lac. Guvernul a fost el. De ce v-a ars casa? La instalația electrică, veche de 50 de ani. Așa. Și soția spuneți că v-a murit? A murit, ieși. În incendiu? Nu, ulterior. S-a murit la spital. Uh-huh. Și de atunci n-ați avut posibilitate să faceți casă? Nu, dar cu ce? Localitatea, primăria, nu v-a ajutat? Nu, cu nimic, absolut. Dar cum îl cheamă pe primar? Nu, dacă am un domn primar acolo, pe să discutească mandate și mă identifică seara în ochi, ce părere are. Dar cum îl cheamă? Viviri Vasuș. La Ungureni? Da, un pesedist. Băia bun, la Ungureni. Mm-hmm. Și de atunci, de un an de zile, pe unde umblați? Și lumea cum vă ajută? Ai dă un ban, ai ce... Copii nu aveți? Nu. Mai face lumea cu mine de caritate. Și ce vă dă lumea? Un ban. În noaptea asta unde o să dormiți? Acum mă duc la Bibirești. Păi de unde luați mașină? Că suntem în piața centrală. Autogară. Stau la cineva. Acum 3 zile era, am avut o cameră împrumpită acolo, era o sobă când m-am dus, sumpita mi-a curat-o. Și atunci am stat o noapte, două, un fric. M-am avut voie la cineva. Dar pensie aveți? Mamă, da. Și cu pensioara asta nu reușiți să vă faceți o cămăruță acolo, să treceți iarna? Am umblat, dar eu o să n-am ajuns la... Dar v-ați vrea să vă faceți o căsuță? Da, dar n-am reușit să ajung la măruță așa, nu știu să vă ce. A, credeți că măruță vă poate ajuta mai mult decât comunitatea locală? Nu știu, încercare greș nu are. Câți ani aveți? O să fie din 40. Da? Da. Și vă numiți? Cerbu Ioan. Așa, mulțumesc frumos!